Elevii de clasa a doua au început evaluarea națională cu proba la limba română sau limba maternă scris. Miercuri și joi urmează probele la limba română sau maternă citit și la matematică. Elevii au 30 de minute la dispoziție pentru a rezolva subiectele la fiecare probă. Aceasta este prima testare a copiilor în școală cu subiecte realizate de altcineva decât învățătorul și este menită să îi ajute să se obișnuiască cu acest tip de examene național. Evaluările de la finalul claselor a doua sunt elaborate de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație. Primul test din data de 9 mai a vizat evaluarea competențelor de producere a mesajelor scrise. Al doilea test, cel din 10 mai, vizează evaluarea competențelor de receptare a mesajelor citite, iar cel de-al treilea test, cel din 11 mai, vizează evaluarea competențelor de matematică. De asemenea, se interzice administratorului de test să le ofere elevilor indicații referitoare la rezolvarea testelor, să facă modificări ale testelor sau să realizeze completări ale rezolvărilor testelor.